Bună ziua tuturor! După cum este și titlul acestei conferințe, am venit în fața dumneavoastră pentru a transmite un mesaj public deputaților acestui Parlament. Cei care se declară aleși poporului și că lucrează pentru popor. Această conferință este despre cetățenii acestei țări, este despre cadrele medicale care luptă în prima linie pandemia COVID-19. Voi vorbi despre trei proiecte înregistrate de Platforma Demnitate și Adevăr. Primul proiect, 419, care a fost înregistrat, avea drept scop prelungirea măsurilor de susținere a cadrelor medicale care luptă în prima linie și pentru anul 2021. A fost înregistrat acest proiect, iar pentru a ne asigura, folosindu-ne de situația că era și un alt proiect al Guvernului în Parlament, am înregistrat un amendament la acel proiect prin care să menținem indemnizația unică de 16.000 de lei cadrelor medicale infectate. Vreau să anunț toți medicii pe această cale că amendamentul Platformei Demnitate și Adevăr a fost acceptat, iar pe 18 decembrie acest amendament a apărut în monitor oficial. O problemă platforma DA a rezolvat-o. Indemnizația de 16.000 de lei pentru cadrele medicale care s-au infectat de COVID a fost prelungită pentru întreg anul 2021. Dar mai sunt două proiecte importante despre care vreau să vorbesc în această conferință. Pe lângă indemnizația de 16.000 de lei, cadrele medicale care luptă în prima linie beneficiau de un spor salarial. De acest spor salarial, ele vor beneficia doar până pe 31 decembrie. Platforma DA a înregistrat un proiect, 213, astfel ca să modificăm codul muncii, legea salarizării și legea salarizării în sectorul bugetar. Astfel că, indiferent de pandemie, nu doar vorbim de COVID-19, dar să ajustăm legislația astfel că, în cazul unei pandemii, cadrele medicale care luptă în prima linie să poată beneficia de sporuri salariale pentru a fi susținuți, pentru că vedem cu toții cât de grea este munca lor și cât sacrificiu depun cadrele medicale pentru a salva vieți. Acest proiect a fost votat în prima lectură, a primit un aviz pozitiv al Guvernului cu anumite recomandări care au fost acceptate pentru a doua lectură. Are raportul pentru a doua lectură și trebuia să fie votat la ședințele de săptămâna trecută. Cu regret ați văzut ce au făcut socialiștii cu șor, au închis sesiunea parlamentară. Iar al treilea proiect, 418, este despre modificarea componenței Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică. Noi vedem cât de ineficientă este comisia acum. Și trebuie să o reformăm. Propunerea platformei DA este ca din această comisie doar 50% să fie reprezentanți ai guvernului. La moment sunt 100%. Iar 50% să fie specialiști în domeniu. Specialiști de la Universitatea de Medicină, Școala de Management în Sănătate Publică, Academie de Știință, din societatea civilă, adică persoane care cunosc domeniul și pot să vină cu soluții cum putem combate această pandemie. Și noi nu mai putem aștepta. Noi nu mai putem să ne punem speranță în actuala componență a comisiei. Pentru că lucrurile se mișcă din rău în mai rău. Acest proiect de asemenea a fost votat în prima lectură, are raportul pentru a doua lectură și trebuia să fie votat săptămâna trecută. Întrebarea mea este pentru toți deputații acestui plen. De ce s-au votat săptămâna trecută scheme, iar proiecte importante pentru cetățeni, pentru cadrele medicale, nu au fost votate? Dacă vă declarați într-adevăr că sunteți aici pentru a apăra interesele oamenilor, pentru a lucra pentru cetățeni,
Atunci haideți să remediem această problemă. Mâine este anunțată ședința Parlamentului cu privire la moțiune de cenzură față de guvernul Chicu. Platforma DA va insista ca pe ordinea de zi să fie incluse aceste două proiecte importante. Și nu contează de guvern. Haideți să nu vorbim de el. Nu e clar. Va pleca el astăzi, va pleca mâine sau va pleca poi mâine. Aveți înțelegeri între Șor și Dodon pentru a nu demite guvernul? E problema voastră. Vă asumați. Dar de ce trebuie să sufere cetățenii? De ce trebuie să sufere cadrele medicale? Pe lângă interesele voastre politice, mai este țară. Și vă îndemnăm să veniți mâine la ședința plenară și să susțineți aceste două proiecte. Pentru că, indiferent de interesele voastre, viața oamenilor trebuie să fie o prioritate pentru toți deputații acestui Parlament. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să ne revedem cu toții mâine la ora 15 la ședința plenară a Parlamentului. O zi bună!